Sănătate și bine ați revenit printre martorii cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Germania și Japonia au plăcerea să anunțe că și Marea Britanie s-a alăturat clubului de creștere negativă a PIB-ului. Lista țărilor aflate în recesiune: Peru, Japonia, Irlanda, Estonia, Finlanda, Moldova, Danemarca, Luxemburg, Marea Britanie și au omis din greșeală Germania. Cripto va consolida dolarul american, prezice un oficial al Rezervei Federale. Egiptul a abandonat oficial folosirea dolarului american în comerț. Spălarea banilor criptografice a scăzut cu aproape 30% în 2023, pe măsură ce criminalii cibernetici își schimbă tactica. Fundația Uniswap a anunțat oficial că upgrade-ul la versiunea 4 este programat de lansare în trimestrul 3 din 2024. Terra Classic pompează cu 15% într-o zi, deoarece volumul de tranzacții crește rapid la 128 de milioane de dolari. Fandom DAO face echipă cu Billboard Awards în acte de caritate pentru persoanele care și-au pierdut auzul. Aptos a încheiat un parteneriat cu firma africană de tehnologie Jumbo Technologies pentru a lansa un smartphone Jumbo la prețul de 99 de dolari, ce va spori accesul la Web3 pe piețele emergente. Fostul președinte al Rezervei Federale spune că valoarea Bitcoinului nu poate fi niciodată negativă, iar criptomonedele care au o oarecare aparență de control și matematică corectă se vor descurca foarte bine. Yahoo Finance spune că intrările în Bitcoin depășesc acum fluxurile pentru aur. Apetitul pentru Bitcoin în rândul instituțiilor financiare mari, inclusiv bănci și brokeraj, se accelerează pe măsură ce mai mulți clienți manifestă interes pentru ETF-urile Bitcoin, declară șeful de cercetare a activelor digitale de la VanEck. Un ofițer de la Poliția Federală din Australia se află în instanță pentru un furt de 81 de Bitcoin pe care și-a însușit dintr-o anchetă de droguri efectuată în 2019. Avocatul John Deaton ia în considerare să candideze împotriva senatoarei Elizabeth Warren. Un analist prezice o creștere de 65.000% a prețului XRP, ajungând la 356 de dolari și ne arată trei semnale. Conformitatea DeFi va fi o tendință de top în industrie, spune președintele Ripple. Un avocat pro-XRP reacționează în timp ce instituția SEC confirmă că este aproape de încheierea unei investigații referitoare la conflictul de interese financiare al lui William Hinman într-un alt caz legat de cripto. Firma de avocatură Sullivan și Cromwell, legată de frauda FTX, este pregătită să facă o monitorizare independentă pe exchange-ul Binance, ce a avut și el la rândul lui relații financiare extinse cu frauda FTX. Iar aici avem mai multe detalii despre legăturile financiare dintre Binance și FTX. Tranzacțiile proprii de la Serum Deployer joacă un rol important în dovedirea acestor conexiuni încă de la bun început, dar și modul în care dezvoltatorii Binance și cei de la Serum, controlați de FTX, au ajuns să accepte și să mute fonduri prin drenarea exchange-ului FTX. De asemenea, tranzacțiile lor dovedesc că acest drenaj nu ar fi putut fi făcut de hacker, cu excepția cazului în care acești hackeri erau chiar dezvoltatorii de la Binance și FTX. Te sfătuiesc să citești tot firul, deoarece cam ce se petrece aici găsești și în fundația Ethereum, iar măgăriile dintre Binance și FTX sunt lucruri de grădiniță pentru Ethereum. Analiștii de la Cyverse au emis un avertisment cu privire la o înșelătorie phishing identificată recent ce vizează utilizatorii de cripto, în special pe cei care dețin Ethereum. Grant Rabin de la Coinbase și Caroline Hill de la Circle tocmai au implorat Congresul să reprime și să aplice măsuri împotriva concurenților ca Tether USDT. JP Morgan spune că autoritățile de reglementare din Statele Unite pot efectua un control asupra companiei Tether cu ajutorul biroului de control al activelor străine. Cred că o să asistăm la dărâmarea lui Tether. Cam atât în ediția de azi. Toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.